Stimați telespectatori, bună ziua! Astăzi iarăși îl avem în studio pe domnul profesor Stati, doctor habilitat în istorie, doctor în filologie și vom discuta iarăși o temă care este aproape, în mare măsură, este produsul chiar lui Ștefan cel Mare. Este vorba despre începuturile letopisaniei moldovinești, desigur că în limba slavonă, deci și în sensul ăsta, Vasile Nicolae, în primul rând vă mulțumesc că ați acceptat și a doua oară invitația noastră și deodată întrebarea, când apare cronografia moldovinească sau letopisania, cum se spunea, care au fost cauzele și ce se scria totuși, în ce măsură letopisețele astea sunt un izvor veritabil pentru studierea istoriei noastre moldovinești? În secolele mijlocii sau altfel zis în Evul Mediu, anume scrierile despre... Era o singură cale ca alte țări, alți regi, alți suverani să știe despre țara aceasta, despre realizările, despre eroii ei, anume acest impuls alături și de faptul că apare necesitatea în relațiile între state și chiar în relațiile între membrii, să zicem, protipendate conducătoare, să apară niște informații care nu puteau fi pronunțate, scris. Erau niște interese, pe de o parte, anumite dovezi, anumite acte de dăruire, de moștenire, cerea să fie scrise. Dar oamenii, apariția letopisanii, cuvânt frumos moldovenesc, apariție cronografiei, poftim altă, termen adecvat, sinonim, era un indiciu al maturizării societății date și a conducătorului. Deci, era... Și în ochii vecinului, că noi suntem țară egală cu toată lumea. Pe această cale, alte țări, alte state, știau cine, unde și care, cine să știe moldovenii, care zi mai acolo și mai departe. Lucrul acesta a fost și când e vorba de acel impuls cultural, o necesitate cultural și de stat de altfel, fiindcă apare nevoia ca să știe regele Ungarii, cine suntem noi, de unde suntem, cum ne apărăm țara, să știe Polonia, care consideră că noi suntem de când lumea vasalilor, dar nu e așa, că da, din contra, i-am pedepsit, că nu ne bărit asupra noastră, să știe care popor, care țara lor, care frumusețile, bogățile și mai departe. Era un indiciu, un simbol al culturii, al bogăției, al unui grad înalt de dezvoltare a societății. Vă mulțumesc. Dar în ce limbă erau scrise aceste documente? În Evul Mediu, hai zici, îmi place tot mai mult, în secolii, în veacurile mijlocii, poftim, documente moldovenești, era o singură limbă sfântă. Orice document, orice lucrare, orice text, nu importă volumului, se recunoștea ca tare dacă era scris numai în limba latină. De altfel, limba latină rămâne limba diplomatică. Pentru catolici. Pentru catolici. Pentru toată lumea. Aceasta... Pentru catolici. Dar Europa era majoritatea catolică. Europa de est și sud-est era ortodoxă. Domnul profesor, apare prin Bizanț, repede, dacă ne-a ta vrei numai decât să amintesc. Vreau. Și de slavone, apare două limbă, tot cu statut și acceptate tot ca limbă sacră, limba slavonă. E așa și se numea, și apare prin biserică. Și pentru telespectatorii noștri vreau să menționez că totuși prima limbă sfântă era limba elină, limba greacă. Prin Bizanț. În care a fost tradusă Biblia din limba arameică, deci în secolul IV, deci de aceea limba greacă era limba sfântă, în limba greacă scriau toate documentele creștine, iar apoi Biblia a fost tradusă în limba latină, peste câteva decenii deja, din limba greacă. Iar în limba slavă, a treia limbă sfântă, pe timpul lui Kiril și Metodiu, dacă nu mă înșală memoria, în secolul 8, deci a fost tradusă, sau 9 chiar, a fost tradusă Biblia în limba slavonă. Și iată, la noi, în Moldova, deci toate cronicele scriau, domn profesor? Calea apariției scrisului și necesitatea apariției scrisului în Moldova
anume este prin Bizanț, revenit de la elini, prin anume acești portători de limbă eline, au născut, dar nu era alfabet, anume Chiril și Metodiu în secolul XIX, misionari de... au inventat, au născut alfabetul slavon, de alt instrument de cultură foarte, foarte eficient. De aceea, limba, tot în acea perioadă, în secolul secolului mijlocii, apare necesitatea, limba bisericii pravoslavnici, ortodoxe, ce înseamnă unul și aceeași, da? Apare necesitatea să fie, pentru că lumea și preoții, acei care predicau, nu știau, trebuie să știi ce predică, trebuie învățați. Apare limba, altă limbă sacră, altă limbă sfântă, limba slavonă, la început se numește slavonă bisericească, apoi se numește slavonă veche, în general, numele comun slavonă. Primul act, primul mărturie istorică scrisă, fie și laconic, fie și specifică, este pomelnicul mănăstirii Bistrița, scris după toate probabilitățile, dar s-a căzut de acord toți istoricii, la 1407 și continuat până la 1456. Dar este pomelnic, dar din acest pomelnic, bună oară, nu știm de componența familiei lui Ștefan cel Mare. Ficior, s-a căsătorit când, deci avea o bună factură, o bună doză de istorie, să dea, istorie adevărată. Mai departe de cum apar scrisori, anumite fragmente pe marginile cărților religioase, până Ștefan cel Mare, din nou el, poruncește și călăuzește să se scrie istoria țării Moldovei. Și el, aceasta se începe în ultimul pătrar al secolului XV. 1470 și 1475 și la început s-a considerat că aceasta este o lucrare și o trudă făcută la mănăstirile moldovenești, în scriptoriile, vestitele scriptorii de la Bistrița, de la Putna, din alte mănăstiri moldovenești vestite, Humor sau Dragomir, de secolul XV, fără îndoială, mari centri, focare de cultură moldovenească specifică. Și descris. Descris, absolut. Vorbim deocamdată de cultura scrisă, cu toate că anume aceste centri mănăstiri, bisericile mănăstirilor, ansamblurile monastice, erau anume și monumente, și rămân monumente unice în felul lor, mai ales prin pictura exterioară, unice în lume, și monumente de artă plastică, de pictură și de arhitectură. La tema asta noi încă discutăm, dar pentru telespectatorii noștri o mică precizare. În emisiunea precedentă, dumneavoastră ați menționat că din cancelaria domnească, de sub pana lui Ștefan, sau de sub semnătura lui Ștefan, au ieșit circa 900 de documente. Mai bine de 900. Mai bine, peste 900 de documente. Da. Deci, în ce constă deosebirea între documentele ieșite din cancelaria domnească și letopisețele despre care vorbiți dumneavoastră, scris în cadrul mănăstirilor? Lămuriți-le. În fond, documentele sunt, într-un fel sau altul, fragmente sau pagini sau capitole ale istoriei scrise curgător, cronologic. Asta e cronologic. Fie cronologic. Aceasta este, bună oară, Ștefan cel Mare are semnat tratatul, document, act domnesc. Tratat cu Ungaria. Aceasta este un act oficial semnat, emis de Cancelarea Statală a Statului Moldovenesc. Iar îngemanat cu alte evenimente, de biserică, de războaie, că atunci războaiele au uitat tot chestia, era numai figurile în alte, mereu în istorie, nu pe toată lumea. De ce numim de țara, mai puțin avem în etopisane. Asta este adevărul. Așa erau timpul. Așa erau timp, perfect. Și el... Deci este o deosebire acest act oficial, anumit subiect, anumite teme, la anumite date. Letopisania, de acum, a descrierea mai desfășurată, mai puțin desfășurată, depinde de meșterul, de diacol, de grămăticul. La noi, cei în Moldova, acei care scriau, din păcate, nu toată lumea știa scrie. Ei, în orice caz, în mănăstiri erau oamenii... Da, cea mai cultivată pătură,
într-o anumită măsură, nu eram majoritare, rămâne și centrul și izvorul din care era, țâșneau, se răspândea cultura, erau pătura ecleziastică, erau părinții, popii, preoții, fără îndoială, fără îndoială. Dacă lugurii, mai ales la mănăstiri și mai departe. Deci, pe urmă s-a demonstrat și de ce, să zicem, vestitul, prima istorie, sinteză, putem să spunem de dreptul, deși care vreo 6-7 pagini, o pagină, prima sinteză de o descriere pe larg a istoriei Moldovei este letopisețul țării Moldovei de când cu mila lui Dumnezeu începutul sau țara Moldovei la 1359. Toate acestea este se considera că a fost scris la mănăstirea Bistrița. Pe urmă, după cercetări suplimentare, adâncite, s-a dovedit că ele sunt scrise la curtea domnească și, și sub supravegherea unui ori, poate chiar, mă rog, să admite, poate chiar dictarea domnului. În orice sub controlul lui precis. Aceasta nu se pune la îndoială. Dacă vom avea timp să vorbim, că sunt trei acte, istoria Moldovei are e specifică, e unică în felul ei, prin faptul că de acum în acea perioadă avem istorie a Moldovei scrisă în limbi străine. Care țară își mai permitea chestia asta? Moldova are trei letopisani, trei letopisețe, trei istorie scrise în limba germană, în limba polonă și în limba rusă. Ce, slavonă, da? În limba slavonă, noi, da, atunci noi nu considerăm limba străină, deoarece ea era limba de stat a Moldovei și limba bisericii Moldovei. Absolut, absolut. Dar chestia că, zicea el, cronica ce se numește moldorus, că ea se păstrează și era scrisă pentru Rusia în redacția rusă și cu anumite orientări. Se păstrează în volumul de letopisețe de la Mănăstirea Voskresensk din Rusia. Deci e special făcută chestia. Dar cronica poloneză în Polonia. În polonă și cronica moldogermană în polonă. Și scris de un polon de altă. Dar moldogermană unde se păstrează? Astăzi ele se păstrează în biblioteci, ori la Cracov, mai mult la Cracovia. Sau să găsesc, uneori nu se știe că ele sunt descoperite. S-au pierdut prin vreme. Istoricii germani bunoare au găsit. Polonia au dat din pocea polonă. Și acolo e scris că nu cu tare, cu an și cu tare. Dar originalele nu se păstrează. Nu s-au păstrat. Nu s-au păstrat. Dar cronica așa numită Moldorus s-a păstrat chiar originalul sau tot Voskresensk, așa da. Ea s-a păstrat. Chiar original. Ea e cea mai originală în plan etnic. Ea vorbește despre proveniența moldovenilor, roman și vlahata, eroi acestei. Da, deci Moldova are la acea perioadă, în acea epocă, pe vremea lui Ștefan cel Mare, 9, până în secolul 16, până în 1504, de altfel, 9 istorii scrise, dintre care 3 în limbi străini. Pentru străini, spunem așa. Pentru străini, fără îndoială. Deci, scopul principal, ca vecinii, Europa, alte țări, alte state, să știe unde e țara Moldovei, cine trăiește, ce a făptuit, care sunt succesuri, care sunt realizările, ce oameni... La tema asta, dumneavoastră vorbiți succesuri, realizări, fapte. Deci, dacă e posibil, câteva exemple elocvente despre ce se vorbea în aceste cronici. În ce măsură noi putem crede acelor autori? Singura, și s-a demonstrat chestia aceasta, nu se pune la îndoială, că faptele concrete, bunoară construire, cetății Smiredova, nou, lângă Roman, cum au construit Ștefan, la care sau construirea unii citadele la Orcheiul Vechi, eveniment, sau planul, toată campania Polonii contra Moldovei la 1497. Toate acestea sunt descrise pe larg, făcut, chestia aceasta, anume în istoria Moldovei. Dar în ce măsură ele sunt veridice, sunt credibile, este singurul criteriu, ilustrarea, comentarea, menționarea acestor fapte în alte surse, de regulă străine. Coincid. De-am coincid. Ei, nu coincid mot-a-mo, dar evenimentul este consemnat și esența lui este consemnată într-un fel sau altul. Adică, în principiu, dar noi avem exemple când putem spune că, uite, lucrul ăsta e scris în cronicile moldovenești și noi nu credem că nu-i corect scris. Ori tot ce e scris, totuși, corespunde. Sunt diferite, bunăoară, diferă într-o anumită măsură.
Litopisitul Suleiman II de la Putna redacție este o redacție și a două redacții. Dar aceste, toate aceste litopisite este o trăsătură lor. Ele sunt anonime. Sunt, și de ce se consideră letopisețe istorii domnești, gospodarschie făcute. În 16 de acum, când fețele bisericești, bună oară, episcopul Macarie, el scrie lepisețe țării Moldova, așa aminte cronică la Macarie, el de acum aici dansează autoristii a Macarie, Efimie, deși continuă unul după altul, e cam principiul cronologii istoriei scrise în Moldovic, toate se înlănțuiesc. Unde începe un autor și termină începe altul. Așa continuă și... Dar, deci, totuși, revenim la cronicile astea anonime. Posibil că eu, cum spune ceva, nu cunosc, nu sunt specialist, dar după cât eu țin minte cum m-am învățat mine la universitate, nicăieri, niciodată nu s-a demonstrat că ceea ce e scris în cronicile moldovenești din perioada lui Ștefan cel Mare nu corespunde adevărului. Este aceasta, încă o dată, încă o trăsătură caracteristică și import de mare însemnătate, anume culturii scrise moldovenești. Căci el este inițiatorul, el este acela care supraveghează. Uneori poate că și chiar a dictat, fiindcă sunt trei documente, sunt trei care alte istorie nu, la alte cancelare nu există. Este scrisoarea lui Ștefan cel Mare, poate am vorbit mai pe detalii, care fragmentele scrise, dictate de domn, ele sunt într-un fel sau altul reflectate în cronici. E clar că de acum aici, el a zis, domnul a spus, el a, nu l-a, dar este, el semnează. Scrisoarea circulară a lui Ștefan cel Mare după victorie, biruința de la Vaslui, scrisoarea lui Ștefan cel Mare către solii săi din Ungaria, unde el spune acolo o frază care deseori este scapată de istoricii noștri tari și delicați și competenți, vai de capul lor, unde valahii sunt pentru noi ca și turcii. Scrie Ștefan cel Mare, îi spune ambasadorilor săi din Ungaria, da? Mai e și încă un document, da, și Pisania, inscripția de la pipereții bisericii de la Războieni, titorită, adică finanțată de însuși domnitor și la voința și la cererea lui făcută, acolo el pomenește despre unde au căzut mnogaia mnojestva moldavskih voih. El își numea cetățenii. Adică luptătorilor moldoveni. Da, oștenii moldoveni, cu mulțime mare de oștenii moldoveni, care au căzut sub limbile băgânilor și a hiclenilor munteni. Hiclean în limba moldovenească. Înseamnă trădător. Trădător, da. Dar înseamnă. Ei erau trădători ai creștinismului, ai creștinității în viziunea lui Ștefan. Așa și scrie în istoria prima. Au mers împreună cu păgânii împotriva creștinilor. Eu văd, da, fiindcă s-au dat cu creștinii și s-au... Cu păgânii. S-au dat cu păgânii și au fost contra creștinității. Vasile Nicolaevici, și încă o întrebare foarte importantă. Deci, în ce măsură cronicile respective reflectă poziția lui Ștefan ca statalist? În ce măsură ele reflectă necesitatea consolidării, întăririi statului moldovenesc? Însăși figura, toată domnia sa, sub toate aspectele, dar sub toate aspectele, subliniază anume acesta. Eu sunt... Ia esmo gospodar zemlii moldavske. Și cronicile reflectă aspectul. Absolut. Mai mult, el vorbește despre patria noastră, Moldova, împreună cu patria noastră, Moldova. Una cu patria, tot a patria noastră, Moldova. Sunt documente scrise și semnate în limba latină, că era în corespondența polonă, tu și eu. Așa, anume aceasta, el se numește, vă spuneam, el se numește în 1470 într-un document cu destinație externă în limba polonă. Ea este gospodar moldovaniei, domnitorul moldovaniei. El ține atât, nu de al... Panaitescu scrie că legătura dintre Ștefan și Moldova e atât de specifică, atât de strânsă, atât de indisolubilă, căci rămâne o enigmă și că până astăzi nu pot găsi acea cheie, explicație pentru toată lumea. Cum? E cum, bre, e om nu prea mare. Și-a făcut să mire o Europa și-a zgăduit-o imperiu otoman. Cum? El care a devenit
prieten cu ligherei, cu tătare, Pirul Sotuș Manitiar. El este fondatorul diplomației, el este fondatorul relațiilor diplomatice moldo-rusești. Dar la tema asta noi vom, probabil vom consacra o altă emisiune. Extraordinar. În sensul ăsta, revenim la cronicile moldovenești, la ritupsiețele moldovenești din secolele 15-16 și aș vrea să ne aduceți câteva argumente, dacă e posibil, dacă au existat asemenea argumente. Dacă nu, înseamnă că nu. Care confirmă identitatea anume moldovenească acestui pământ, a acestui popor. Deci cronicile, sau cronicile ne vorbesc despre o altă careva identitate, nu moldovenească, poate românească, poate de altă natură. Toate istoriile, toate, dar toate, de la volum mare, mic, din perioada respectivă, de până vorbesc numai despre Moldova, numai despre moldoveni, despre oștienii moldoveni, despre bejanarii moldoveni, pribeghii moldovanske. Alexandru cel Bun depune jurământ polonilor în numele zemleană moldavske atunci. Pământenilor moldoveni. De acum era el, vorbit țăranilor în urme. Ștefan I vorbește din numele vseo pospolstva zemlii moldavske, de tot poporul Moldovii, era numai ucitirea Moldavei, mitropoliții, ucitirea moldavski, moldavski voih moldoveni, oștenii moldoveni. Boierii moldoveni. Nu, aceasta, toate documentele, se scriu în toate documentele, majoritatea covârșitoare, domnitorii Moldovii, gospodarii, încă o dată să mă corectez, gospodarii Moldovii întotdeauna își luau ca garanție eu dăruiesc, eu hotăresc, eu cumpăr, eu declar război, eu semnez tratat, eu, Ștefan cel Mare, și martori, svedetelii etomu, act, etomu, vădere, vse boiară moldavskie din 1392. Boierii moldoveni figurează în act oficial și din 1401 de acum vse boiară moldavski, velike Himalaya. Vă mulțumesc, Vasile Nicolaeș, dar asta nu-i tot. Deci, cu alte cuvinte, noi putem cert să menționăm că moldovenii și cronicile și documentele timpului demonstrează lucrul ăsta, se autoconștientizau anume ca moldoveni, sau nu? Aceasta singură, cea mai mare dovadă și singură dovadă, plauzibilă, irrevocabilă, rămâne dacă acest etnonim, numit din popor, este consemnat scris de însăși moldoveni și încă mai mult de sursele străine. Iată aici ajungem la următoarea întrebare. Cum ne priveau pe noi cei străini? Polonezii, rușii, germanii, volohii, turcii, ca români, ca moldoveni, exista pe atunci în lume înțelegerea că există un așa popor ca cel român sau poate nici nu cunoșteau încă lumea despre existența acestui popor. Deci, ce ne spun cronicele a noastre moldovenești la tema asta și cele străine? Și încă un moment important, cum moldovenii se deosebeau de volohi? Nu numai străinii cum ne deosebeau, dar cum noi însăne ne deosebeam de ei. Sau nu ne deosebeam? Nu făceam deosebire. Eu n-aș vrea să ating acest subiect. Pentru telespectatorii noștri, tema asta este foarte, foarte important. Mai mult ridicol decât spinos. La noi este spinos. Actele, documentele, toate, nu numai moldovenești. Tovarășul, pardon, Matei Cormen scrie, moldovanul. Radu cel Frumos scrie că eu cu moldovania sunt în șudă. Cronicile muntene din secolele de acum asta șapte. Mai târziu, da. N-au istorie scrise. Vorbesc, numesc pe moldovenii mai mult decât atât. La secolul XIV și începutul secolului XV, la marele vestitul Mircea cel Bătrân, care, adică mare îl numesc și ei, el avea funcționare, avea dregători. Costea Moldovanu, Groza Moldovanu de acum, la Matei Basarab. Tot. Erau moldoveni, erau în... Adică lumea știa că există un popor, o gintă, o națiune, se numește gintă, nu. Știa că sunt... Nimeni, numai românii de azi nu știu. Dar restul tot știu. Absolut, și scriu despre lucrurile acestea. Cronicile muntene,
din secolul XVII vorbesc despre Moldova. Bine, dați vorbim despre cronicile poloneze, absolut. Cronicile rusești. Cum le văd ei pe noi? Și aici, cum ne numesc ei pe noi? Este aici o razniță. Diferite popoare ne numesc diferit în unele cazuri, numai nu români, desigur, Doamne ferește, că nu știa nimeni în Europa de așa sămânță. Bunăoară istoria lui Andrei Lăzlov, în 1690 publicat, vorbește despre moldoveni, dar și volohi. Volohii, voloși, ne numesc ucrainienii, nu ucrainienii, că nu erau ucrainieni, polonii, ruși, volohii, dar în documentele bunăoare, așa e documentul și se face. Documentele în limba latină polonii, ei sunt numiți valași. Și ei scriu, dar cercetătorii scrie Hometovski în cronică. Stați, vă simt că și eu că n-am înțeles. Valahi, documentele latine, pe cine numesc valahi? Pe moldoveni. Pe moldoveni, da. Pe moldoveni. Dar pe munteni? Multeană. Deci, încă o dată, în cronicile rusești și polonieze, în multe cronici... În cronicile rusești? Noi suntem volohi. Volohi. Da, munteni. Voloși. Da, munteni. Munteni multeane. Adică, cu alte cuvinte, cronicile rusești ne deosebesc pe noi tranșant. Dar nu numai, munte. Nu numai cronicile rusești, nu numai. Și cronicile poloneze de asemenea. Desigur. Și ei scriu despre asta. Pentru că trebuie cercetătorul să nu încurci, fiindcă la noi aici se numesc așa, dar și ei se numesc așa. Apropo, Miron Costin are două lucrări în limba polonă, o strană moldavscă și multeanscă. Multeani și lucruri, domnul profesor, sunt lucruri atât de banale, atât de știute, atât de roase. Țișoare, cum îți vorbești, că apa e apă și laptele e apă. Domnul state, dumneavoastră, probabil că în școlile moldovenești și în universitățile moldovenești, în ultimii vreo 25 de ani, nu prea ați călcat cu piciorul, n-ați vorbit în fața elevilor, n-ați citit manualele noastre care predau istoria noastră. Nu știu, noastră. Să mă bucur. Și în sensul ăsta, eu aș spune că, în sensul ăsta, dumneavoastră, nu prea aveți dreptate, că lucrurile sunt arhicunoscute. Deci, eu vă pun întrebările astea, deoarece în toate manualele noastre, în toate lucrările noastre științifice, se menționează că deja din evul mediu timpuriu nu mai exista niciun fel de deosebire între munteni și moldoveni, toți erau români, toți conștientizau români, dar se primește că, din ceea ce spuneți dumneavoastră, din ceea ce le aduceți la cunoștințele spectatorilor noștri, că toate izvoarele scrise ale timpului și moldovenești, și muntenești, și cele poloneze, rusești, germane și turcești, ne deosebesc tranșant. Moldovenii sunt un popor, muntenii absolut, sunt un alt popor. Absolut. Scrie chiar și cel mai dotat istoriograf din 1717, Constantin Cantacuzino, om de mare cultură, a fost prin Italia, a căutat, el scrie că nimeni nu a scris despre Onică. Și eu nu știu ce scrie, el nu știu, nu a scris. Dar uite, istorie... S-ar invidere despre Muntenia. Da, da, el zice, eu trebuie, vreau să scriu, dacă nu, nimeni nu a scris, nu a istorisit nimeni. El spune și alții geografi și istorici spun țara aceasta, așa e de sus și mai mare, Moldova se numește. Acea de jos și mai mică, el scrie oamenii de Dumnezeu. Deci că țara aceasta muntenească numind. Eu, dumneavoastră, nu ați, îmi dați voi totuși să fac o mică precizare și corecție. Eu nu vă spun, eu repet lucruri arhii cunoscute și mii și rușini să le spun. Cum să vă spun eu? Știi cum să... Mihail Zadoveanu, ce îmi trebuie să dovedesc că-i ziua. Ce-mi trebuie? Deschide de ochii. Atât. Ei, vedeți, domnul stat, încă o dată mă repet, pentru copiii noștri, manualele noastre, lucrurile astea nu se spun și din nu se din păcate vorbesc. Și istoria și anti-românească, nu numai de când cu românii noi. Moldovenii n-au fost poricliți și în istorie veche, dar totul noi eram undeva de gintă slavonă. Noi ca așa suntem, fiecare lepros, fiecare păgând, fiecare... Bine, deci scrie istoria revenim, și ne bagă revenim iarăși la cronicile moldovenești din secolul al XV-lea și din secolul al XVI-lea. Prin ce se deosebesc, după conținut, după ideologie, cele din secolul XV, din epoca lui Ștefan, de cele anterioare, posterioare? Posterioare, da. Este aici, de fapt, este o tradiție istorică. Toate cronicile încep cu un capitol aproape standard.
În 1359 vinita Dragoș, tarărașa, până la Alexandru cel Bun, se numără. Și de mai departe, de fapt, prima istorie a Moldovei care devine matrice, model pentru toate celelalte, și după conținut, cu anumite evenimente cronologice adăugătoare, ea este consacrată domniei lui Ștefan cel Mare, fiindcă ea se impunea. Dar din perioada lui Ștefan cel Mare ea este. Toate se termină cu 1504-1507 se termină. Dar ele, acum unii menționează anumite evenimente, altele nu menționează, dar canavaua, cărcasul, structura, schelii rămân totdeauna aceleași, dar bună oară, prima istorie, așa nu uităm anonimă denumire corectă, istoria Moldovei, prima care a devenit model pentru toate celelalte, în fond, ca și prima istorie în limba moldovenească, la Teopsesul Grigori Orechi, în fond, erou principal, este Ștefan cel Mare. E și firesc. Bine, o domnie lungă cu evenimente. Deci, practic, toate cronicile sau majoritatea absolută a cronicilor din secolul XV sunt consacrate istoriei evidente a lui Ștefan cel Mare. În linii mari, fără mari. El erou principal. Dar eu vorbesc după conținutul ideologic. Prin ce se deosebesc cele din perioada lui Ștefan sau, spunem așa, cele posterioare de cele din perioada lui Ștefan? Posterioare, e vorba de cronografie, să zicem așa, de autor al cronică lui Macarie, posterior, după așa. Ele de acum sunt cronici de autor, litopisețe de autor și de regulă, ele, spre deosebire de celelalte, sunt de cele posterioare. De perioada anterioare. Ștefaniană, da, aș da, spune așa. Cele anterioare. Da, ele fac apologie cu tărui domnitor. Perioada. Aici de acum se vede poziția autorului. Deci, în sensul ăsta, cronicile din perioada lui Ștefan nu sunt apologetice. Nu. El descriu... În sensul ăsta, ideologic, ele se deosebesc. Ele nu, sunt, ele sunt tot pentru... Tot, corect. Corect. Eu am în vedere în sensul acela că ele nu sunt din perioada lui Ștefan apologetice de laud, de lingoșire față de domnitor. Nu. Dar cele anterioare, în sensul ăsta, sunt făcute la comandă. Nu, posterioare. Posterioare, da. Din secolul XVI. Deci, din secolul XVI. Aceste trei, sunt mai multe de ele, dar trei de bază, cronica lui Macari, cronica lui Fimi și cronica lui Azari. Ei atâta, dar atât de mare laudă fac, de altfel ca și Miron Costin, lui Nicolae m-a procordat. Ei, vorba ce, vrei un toiac, vrei un post bun. Și el comandă, m-a recordat, o-și comandată. Ei și scriu că, ce că la poruncă, un alt și nu știu ce pe lăuda. Bunoară pe Pietru Șchiopă, care, e, cum spune Dumnezeu să ierte, marele istoric moldovan, Eugen Hal și Rusia, Dumnezeu să ierte, eu lin din acest, da, Azare scrie, da, ca o alghine cu miere era, dar el juche. Fura țară și fugit în Tirol. Deci... Fără îndoială, ei se deosebesc, dar și alte epoci, altă mentalitate, dar interesant, toată coloratura, toată esența istorico-etnică se păstrează cu sfințenie. Se păstrează. Absolut. Credincioșii moldoveni, pribeghii moldoveni, egumenii moldoveni, dar cum este interpretat în cronicile astea moldovenești istoria țării vecine, Muntenia, Valahia? Ea este interpretată în perioada ștefaniană destul de... aproape că nu este menționată, dar când intervine Ștefan... Dar relații intervine Ștefan, noi relații cu ei am avut și în sensul ăsta se menționează ceva și despre viața lor. În volumul întâi... Și despre ei. Da, în volumul întâi al lui... volumul întâi de documente romane istorice, relații între țări, este atât de mult și gras și gros scris despre relații și când citești cartea, nică, nu sunt relații, domnul profesor, haideți să fim serioși. Bine, au fost războaie. Au fost căsătorii dinastice. Au fost. Deci, care cum sunt... chiar da. Spun, Ștefan s-a căsătorit, s-a însurat cu fiica lui Radu cel Frumos, așa? Păi da, știi că cânticul lui Ștefan, lui Sulac, a lăsat-o să mai crească
El a luat prizonieri și pe soția lui Radu cel Frumos. Și el era vădăoi. Dar așa era mitică. Și apoi când au crescut, da, Bișa scrie cu uite, aceasta e dovadă cea mai puternică despre unire. Despre unire. Da, asta e, chestiunile astea le lăsăm în afara comentariului. Dumnezeu cu dânși. În afara comentariului. Deci, totuși, cum cronicile moldovenești îi caracterizează pe munteni? Încă o dată, vă rog. Și muntenia ca țară. Podruchii au căzut și în inscripția lui Ștefan și în litopsie. Să repede, uite, încă o dată, dovedește că au o comunitate între ele. Ei sunt hiclienii, trădătunți, că au, nu numai că s-au dat contra Moldovei, dar s-au dat cu păgânii și au ieșit contra creștinătății, chestia aceasta. Ei și în scrisoare circulară tot, cu primânteni, împreună cu turcii, întotdeauna sunt prezentați în stilul și după dictonul și după concluzia lui Ștefan cel Mare din 1474, da, înainte de Mohamed. Valahii sunt pentru noi, în limba latină, valahii sunt pentru noi ca și turci. Asta este leitmotivul. Și în sensul ăsta încă o întrebare. Deci, dumneavoastră ați spus că prima cronică valahă a apărut la intersecția secolilor 17 și 18. Da, lui Cantacuza. Așa este. Dar documente valahe din perioada precedentă există. Da, sunt. Din cancelare, da, fără îndoială. Da, o chestie și o precizare. Din perioada până în istoria Moldovei, istoria Moldovei din 1300, primul act, 1384 până 1504, sunt trei volume, 6 kg fiecare. Toată această perioadă e numără 156 de documente. În Valahie. Dar la Ștefan, deci numai Ștefan. Numai perioada lui Ștefan, spus. 900, da. Și până la asta tot probabil au fost câteva sute sau câte. Dar cum au fost? Sunt două volume documente al lui Costachescu. Desigur, 600. Da, 600 până la Ștefan, da, și 900 după Ștefan. Nu. Așa. 600 numai Ștefan. A, 600. 900 numai Ștefan, afară de textul voievodale, sunt trei texte voievodale. Bine. Eu vreau o întrebare de precizare. Până la Ștefan tot au fost documente voievodale moldovenești? Da, desigur, la Ștefan. Desigur, două volume sunt. Două volume. Deci, iar de cele muntenești 150, ați spus. 150. Da. Bine, dar n-a este 150. Fie 250, fie 50, nu importă. În aceste 150 de documente muntenești, cumva, într-o anumită situație, conjunctură, este pomenită Moldova și moldovenii? Eu am scris chestia și vreau să mai spun încă o dată. Vă zic, place, nu dar toți telespectatorii noștri cu regret au citit toate cărțile dumneavoastră. Dar cum... Te las și ceas pe altele. Cum zic românii, zic, Milihaim se înrășesc gura. Am scris, toate documentele interne, nu vorbim și cele externe, acolo sunt relații externe, într-altă, DRHD serie. Interne, din, îi zic că din 1222. Hai să zicem, dar luăm 1369, primul act. Luăm, deci, până la 1500, Moldova nu este pomenită. Deloc. Zău cu șică. Nu, nu exista așa țară sau nu existau relații a muntenilor? Relații nu au existat. Au năvălit, da. Dar în documente nu sunt fixate chestiunile astea. Bine, dar mai târziu, deja în secolul XVI, într-un fel, iată, eu spunem că pot să mă laud că, dacă nu toate, dar unele din lucrările dumneavoastră le-am citit și chiar unele le-am redactat. Deci, în sensul ăsta, în unele din lucrările dumneavoastră, nu mi-aduc acum aminte care din domnitorii muntenii, într-o scrisoare către, îmi pare că brașoveni, sau nu importă în cazul dat, scria că i-am avut pe moldoveni de maghari sau tare cu... Da. Deci, în sensul ăsta, deci moldovenii au fost totuși cumva reflectați în documentele muntenești. Eu asta aș vrea să aud. Eu menționez chestia că aceste sunt documente care intră în seria documente valahi și moldovenești externe. Asta da, dar eu volumul, el e publicat. Eu volumul întâi, documentă romană istorică, seria B, Țara Românească, așa scrie. Și acum eu știu ce... Apropo, e de mirare că 50 și ceva de documente valahe sunt anonimi. Domnitorii nu se numesc a cărei țări. El scrie și semnează Vlad Dracu. Dar nu spui că dar nu spune chiar valahe. Valahe sau Moldovi sau românii. Nu. E strani lucru. Mai mult decât atât. Dar așa cronici moldovenești există? Nu.
Deci tot unde există Domn, există și a Căruței. Absolutamente. Absolutamente. Deci, Vasile Nicolae, ne-au rămas câteva minute până la sfârșitul emisiunii. În sensul ăsta, iarăși revin la întrebarea mea. Nu numai în cronicile moldovenești, dar și în documentele muntenești, moldovenii în perioada respectivă sunt categoric deosebiți de munteni. Sunt un alt popor. Și ca regulă, noi suntem arătați în aceste documente cum pozitiv, negativ. Dacă spunem că i-am avut demagari, înseamnă că asta e pozitiv, negativ, cum ne priveau. Asta este într-o cronică lui Radu Popescu. El spune că Mihai Viteazu i-a bătut pități de avea de demagari și pe unguri, și pe moldoveni, și pe poloni. Iar avea, asta e Mihai Viteazu, nu i-a avut demagari. Da, da. El i-a bătut pități, i-a avut de niște. De nește măgari pe, și el știu, pe Radu Popescu, asta e în documentele valahe, sunt pomeniți Costea Moldovanu, Groza Moldovan. Și ultima întrebare. Da, fără conotație. Și ultima întrebare, că timpul ne presează categoric. Deci, dumneavoastră ați menționat că în cronicile moldovenești, denumirea de Moldova, moldoveni și așa mai departe, toate derivatele respective, sunt în sute, sute și chiar dacă nu mii de documente. Dar, uite, putem noi vorbi despre denumirea țării românești în documentele valahe? Și când pentru prima dată a apărut această denumire în ceva documente? De prima mențiune cum scriu valahii, aceasta este, zic ei, nu știi când e scrisă și ei recunosc, nu știi când, dar zic că din 1521 este așa numită scrisoare lui Neacșu, unde vorbește despre țara românească. Asta e scrisoare privată a cuiva? Da, da, e privată. Asta nu e document oficial, asta e scrisoarea unui boier, unui, el avea mare secret. Acolo e documentul și e ridicul în fond, dar așa. Bine, boierul Neacșu i-a scris cuiva o scrisoare. Da, la Brașov, lui burgerului, primarului Brașovului, în... Deci despre țara, și acolo pentru prima dată se pomenește denumirea da, țară românească. Adică după 200 de ani după fondarea Valahiei ca stat, pentru prima dată într-un document privat, noi avem denumirea de așa numită. Și îndoielnic, de altfel nu știi când, acolo nu știi când. Și după asta deja apare denumirea asta mai frecvent? După aceasta, din 1521, a doua oară este numită țara românească oficial în 1602. Stați o leacă, oficial adică într-un document domnesc? Da. Deja în document domnesc? Da. Nu, într-o scrisoare tot într-o scrisoare. A, tot într-o scrisoare, scrisoare privată. Dar de acum aceasta e documentată. Mm-hmm. E documentată, să știi data, e datată. Ei, bine, dar în orice caz e scrisoare privată. Totuși. Privată, da. Adică în aproape 300 de ani de existență a așa numitii țări românești, noi avem denumirea respectivă doar în două scrisori private. Da, două documente, da. În două documente private. Da, private. Și nici într-un document oficial de stat. Nu. Valahia ca stat a existat peste 500, circa 500, peste 500 de ani, așa? Cum și Moldova. Și în 1859, unindu-se cu Moldova, a dispărut asta. Încă o precizare aici, 1862. Bine, astea sunt detalii. 59-62. Pe mine mă interesează altceva. De câte ori, deja până în 1862, sau 59-62, cât a existat statul Valah, a fost în documentele oficiale Valahi pomenit sintagma țară românească? Da. De câte ori, vă rog? Nu știu, noi nu avem toate volumele de documente, nu pot spune. Dar eu am volumul 22-23, se vorbește despre țara muntenească, muntene și mai departe. Adică sintagma țară românească nu a existat în principiu. Nu pot spune. Ea este mai degrabă cu un produs istoriografic. Ea este denumire de România, e fapt cert. Nu, noi vorbim de țara românească, Valahia ca țară românească. Asta este mai mult făcut chestie livrească, cărturărească, propagandistică. Propagandistică. Dar făcută de cronicari bagate și cu cronicarii valahi folosesc țara românească. Cronicarii folosesc. Dar eu v-am întrebat de documentele de stat. Iată de exemplu, în 1800 sau în 1700, domnul țării românești. Valahia. Nu există mai mult Valahia sau muntenie. Deci, bună oară, apropo, chestie, bună oară, Constantin Brâncoveanu, 1800,
1700. 1716, 18, la, da, 1700, după 1700. Și de comandul Petru I, Князь Munteanscu. Vă mulțumesc, domnule profesor. Timpul nostru, cu regret, a expirat. Sper că dumneavoastră o să mai acceptați invitațiile noastre. Stimați telespectatori, noi suntem extrem de recunoscători pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit. Sper să ne întâlnim nouă dată. Cele bune, la revedere!